Am tăiat. Bună ziua! Pace și bună ziua. Da. M-am luat cu altele. Mă scuzați, mai bine vin aici. Da. Deci ai tăiat aici. Am tăiat un morcov. Uitați aici. Ceapă. Ceapă și morcov și țelină. Astea o să rămână în ciorbă și astea eu o să le scot. Când e ciorba gata, le scot numai, las ca să aibă gust. Ok. Îmi dat drumul deja la foc. Trage-te. Da. Punem vegeta. Așa. Punem condimentul meu. Așa. Punem puțin piper. Și puțin sare. Sălim puțin. Uitați peștiuțul. Mamă. Deci. E frumos. Vedeți? E N-am frumos. pești mari, fiindcă așa am vrut eu, că am găsit unul atât de gras și n-am vrut să iau pe ăla. Așa am. Și ăștia scapurile. Ăștia am pus aici, separat. Și acum ăștia o să vină în ciorbă. Deci, în ciorbă o să vină astea. Lasă-mi, Angie, și nu filma, că nu-i frumos să fac eu aici așa. Nu bine. Deci, torcărit, puțin, nu mult, să nu las eu ceapa să ardă. Și acum punem apă. O lecuță de apă. O să vă arăt și prăjitura. O să o scot și să vă arăt, dar acum trebuie scoas afară, că încă e caldă. Punem apa. Și lăsăm să fiarbă. Bine atâta. Să vedem când o să pui capurile, știi? Eu cred că mai trebuie, da. Mai un ligian din ăla și mulți. Păi da. Mulți, da, și noi deja am pierdut firul de la ăia mulți. Da, deci vine Anca cu Mirela astăzi la noi. Nu, lasă așa. Și acoperim și lăsăm să fiarbă. Exact. Și noi continuăm aici la capurile. Deci capurile. Da, cum?
Hai că nu mai știu. Și-am știut. Cine știe să ne spună, că noi nu știu. Da, cine știe să ne lasă un comentariu acolo. Nu știu, dar nu mai știu. Da, acum dau cu ciocanul și nu vreau să deranjez pe nimeni. Poți să închizi. Ok. Așa, deci am tăiat și peștele. Mă bucur că e așa mic. Spală asta repede, hai. Deci am sărat, am pus sare. Tot. Florica. Florica? Mhm. Vrei? Vrei așa? Nu știu. Natalia, Păi du-te acolo. Tu te filmează. Și tu? Și eu rămân. Păi stai să văd ce mai pui acolo. Atât am pus condiment și pun boia și nu mai pun altceva. Du-te filmează. Ok. Cine a venit la noi? Cine? Da, cine a venit la noi? Uitați aici cine a venit. Natalia a venit. Da. Ce se bucură Natalia. Cine a făcut? Vai, că am crezut că nu mai ajung. Acum am văzut, vreau să te țuc și pe tine. Da. English home. Exact. Veni și luarea lui, de radio, de radio, de radio, de radio, de radio. Uite de mamă, că eu nu sunt deschid de ușa aia, că te spune, nu te vine și vine și mămicuța, e, vine. Mă duc la mamă. Bună ziua. Mă duc la mamă. Mă duc la mămicuța ta. Nu, bine m-am găsit. Bine. Să fii sănătos. Așa bine. Ceau, Daci. Ceau, bine. Bine ați ajuns acasă. Ceau. Florica, duc unde mama? Ceau, Florica. Ce faci, miau? Florica, du-te închide poarta, te rog. Hai să mă bucurăm. Te le ia păpucii. Angie, eu vin imediat. Ok. Hai că eu mă duc pe partea alaltă atunci. Ia-ți papucei, mami, și hai că mergem. Hai că vin pe partea asta la altă, că aici am papucii. Uite pe... Nu, hai, da? Am ajuns cu bine. Hai că mă duc până la baie un pic. Ok. Bine că ați ajuns cu bine. Uite, și pe Natalia. Ce pe ta mama. O crescut, Natalia, o crescut, o nărțar. Iubita mea, hai să-ți spun. Mă duc acum să mă spăl pe mâini după drum.
Mâncăm un pic sau vedem da, cum da, facem prima da. Și după aia vă arăt, ți-a dat cadourile, ok? Ok. Sunt aruncă de timp că am ajuns că... A, da. Știe, normal că știe, cum să nu știe. Da. Așa. Și noi tot cu mâncărurile aici, peștele, capul de pește, acum fierbe ciorba și acum frigem și peștele, nu? Ăsta e, nu? Tot timpul vin... Ai dat aici cu apă, stătă. Și noi trebuie să le cunoaștem. Da. N-am vrut să nu e rău. Nu e rău. Nu e rău. Dar e pierdere de timp până la bune, nu le plătește. De vreo nouă le plătește, nu le plătește timpul, dar cât urmă le plătește modulele. E zice sânt. Așa, cum va fi și pe lângă, ce să facem oare? Pe lângă pește. Așa. Facem cartofi pireu? Da, cu fasole. E, fasole, da. Bine, am uitat de fasole. Am uitat. Am uitat complet. Deci avem fasole pe lângă și numai bine. Am pus să merg să o arăt. Acum. E gata fasole? Da, da. Ok. Hai să arăt. Pentru că interesul serviciului face noi. Da, au zis că ei plătește suficient, au zis că ei plătește suficient. Auzi, auzi, au pus Flori, că vrei să te ajute la bagaje. Lasă că eu le dau acum să mă mai mie de bazat, eu fac cum îți putești. Pe pește... Asta, tatii meu, dragă! Nu mă ce cum mă, iară? Ce faci, Florii, vreau să fiu? Poftești? Și așteptăm să se prăjească și atunci... Ai văzut ce e gata, mâncărica... Aș fi dorit să meargă cuptorul meu mai repede, dar nu vrea. Dar merge totuși. Unde e Mirela? Nu, e să radă stur? Da. E bine? Foarte bine. Da? Da. Minunat. A mers până la blender. Ce foarte bun. Îmi pare rău că nu mere mai repede cuptorul, uite, pentru ciorba aia, dar imediat e gata, fiindcă capurile nu trebuie mult. Am găsit la legea, dar aia acolo la convenire. Cumva pe linia, umbra. Mă fai cantină. Mai este aici cozile. Mai cozile mai trebuie și gata. Și atunci pentru amcuța mea mai am îndură, arată, să vadă lumea. Mai am. Da, mai este o tură. Ok, asta trebuie deschețată. Așa că cum linia să fie. Da. Ok. Apoi cine știe când ajunge? Ce zici? Cine știe când ajunge? Acum știi ce vreau să fac? Care am mama acasă, care am mama acasă. Ai grijă că ai un... Da, da. Niciunde nu-i mai bună mâncarea ca uite așa. Așa.
nu m-a ajut să mă duc acum înainte pe concheze, nu m-a... Și dacă vreți, ori luați fasole de acolo direct din oală, ori pune așa frumos să fie frumos. Pui așa frumos să fie frumos, ai înțeles, nu? Trebuie să-l pui într-o... Nu, pune pe masă. Așa. Mă trebuie să fac o farfurie, o să pun o felie de pește, știi, și un pic de... Cum se cheamă? Ceapă. Da. Ceapă e. Ceapă. Ce vrei tu? Și mușdei pot să fac? Da. Mușdei, eu văd. Și speculă roșie sau vas de prabutoi? Lângă pește și păsulă ăsta. Da, Este cazul care nu le ajută. Nu știu dacă nu. Nu ajută la toată lumea. Dacă trebuie să scriu, eu vreau să mă duc, vreau să fac ședințe. Să vedeți. Așa. Minunat. Mai... Minunat. Eu nu plătesc statul în nimic. Mie îmi plătesc de tot casa de la tuturor de sănătate. Ai și reușteați? Da, și reușteați. Da, să-mi dai un gos. Ai fericit, bine, te-ai fericit. O mamă pentru copii, ei nu se obosește niciodată. Nu știu, dar eu știu că o fac așa mult prin chestii. Era un chestiu super bine. Da, da, o știu tu asta. Fără să zic eu. Nu știu că sunt puțin bine. Pot să mă duc și la cură, dar... Numai că nu mere cuptorul ăsta cum vreau eu. Păi, dar mai tare. La cură ai tu. Da, da. Așa, gata. Trebuie să facem prezentarea acum. La, și la plăcintă și la... Să duci cu bază. Prezentarea. Aha, a prezentarea. Bază. Da. Bază. Deci, bază acolo. Hai să scoate peștele. Așa? Da, tu nu faci. Înainte așa fi la verea. Că da, tu nu ești la lucru, că puteți bilete. Și așa să-ți ia. Natalia? Ciucu, mami, că face curat! Ciucu, mami! Bravo, Natalia! Bravo! Bine, iubita mea! Da! Ciucu, mama! Bravo, Natalia! Vine la nasă, că eu iau peștele! Uitați acolo! Vedeți? Știe Natalia să facă! Bravo! Deci știi care nu s-a fi. Da, încet, mami, încet. Așa, ok, da la... Așa. Ciuciule, ai văzut ce grijă are Natalia de tine? Ai văzut? Ciuciule, ce mă miroși? Să țin eu? Ok. Așa. Gunoiul trebuie... să scoatem afară. A! Ara! Nu, hai și tu, hai! Hai da și tu! După un timp mă întreb cum e doamna... Așa, deci avem și barza acră.
uitați aici. Bune, bune, numai lume, nu le cunoaște nici așa. Deci ai pus capurile? Da. Deci ai pus capurile. Lasă să fie bine. Da, mamă, dragă. Și suc de roșii. Ba, uitați aici ce bine arată. Bă, bune. Deci ce bine arată. Cine pe aici, pe la Arad, vă invităm la ciorbă de pește, binecuvântată de la mama mea. La pește prăjit, uitați ce bine arată, deci. Da. Deci n-are rost să mai vorbesc, că vorbesc ca Iulia. Să vezi cum e. N-am cuvinte. Uitați aici ce bine arată peștele. Bine arată peștele. Vezi, Natalia? Vrei să mânci și tu pește? Wow, ce bine arată! Nu vrei? Nu, mama, tu nu ești cu peștele. Ea nu e cu peștele. Așa, și uitați, așa e gata și peștele. Și ciorba mai un pic. Punem și un pic de verdeață. Stai, Natalia? Și după părerea mea, un pic de vegetală. Mai bun, micrănare sau ceva? Nu. Ai fost de frânzi, mare. Nu știu ce face Daci. Un pic de zahăr și vegetă, mai cred după părerea mea și gata. Stai să vedem. Să strânge încet. Ia să vă reușesc. Stai, mama. Tata! Am reușit! Așa, deci am reușit să-l spun. Doamne, binecuvântează pe mama mea. Asta e reușteanu. Da, reușteanu, punem în ciorbă. Nu, gata, un pic, pentru că nu s-are... Mai mult. Și vegeta și... Gata, aici ai strâns? Da, am strâns. Da, și pe da. Și cum să de tratamentul? Că nu, dacă merge, tot facă eu. Una, două, trei, poate vrea să fie bine. Că e pomărătai, să știi. Dacă nu e bun, e bine. Hai să punem și foarte bine. Bine, bine, foarte bine. Faci bune ca cioara asta margă, mamă. Deci varza punem acolo frumos, vedeți? Da. Ceva mai mic acum, că nu suntem noi bași crepați. Uite aici, de foame. Așa, și iar așa. Te punem o țără varză să mâncăm cu... Nu, logic. No. Pentru o detalii. Logică de-aia. Deci, finalizăm treburile. Ce e că așa e finalizarea, imediat? După ce te-ai iat mama, că uite aici este morând. Ce-i mama? Ce-i miții? Nu, mă vezi cu tine. Să le dai ăsta, cum zice, adresa de internet. Uitați-mi ce fac. Da. Sună avocație, sună foarte când îți vorbim. Aia și-o folosită de datele imobile, nu știu cum am reușit. Așa. Eu mai am, dar nu mai am așa. Ok. Dacă ești bine. Că ai și varza murată. Și mai spune-mi țâna așa băiauă. Îmi pare grijă că acum am dat grijă de noi. Nu e clare limită de viteză. Și înainte de baiaua. Am adus și cucumă. Asta e ulei bun, nu? Da. Asta e ulei bun, să știi că... Ok. Așa. Aha. Aoleu. Și Natalia e aici. Natalia, tu ce ștafeta nu mai trebuie. Da, e, da. Auzi, dar mai pui o țără... O țără porc, pipar de dăritaș. Vezi numai acolo, da, și margi. Nu crezi că le știi? Nu înțeles. Nu le cunoști. Nici unul le-a văzut, dar nu te cunoști. Mai bun un pic de zahăr. Nu te cunoști,
Nu mai sare pentru copii. Sare. O jumătate de linguriță de sare. Și atunci e perfectă, perfectă. Cam să simte și un pic vegeta și așa, da. Bun. Lasă când uite și unde e pipar ca de rântaș? Acolo sus. Lasă-te, nu mai pune pipar ca de rântaș. De ce pui? Ca să arate bine, să-mi pică mie bine la un ochi. Uite acum îți dă. Da. Ia vedeți, să vedeți cum fac eu ca să știți să faceți și voi, că e mai apetisantă, e mai... Ah, ce așa bine arată! Voila! Voila! Așa. Trebuie să punem pe masă. Da, pe masă puțin. Așa. Să punem două furculițe aici. Ai pus ulei? Da, iubit, am pus. Okay. Și realizarea? Când facem? Pe masă facem. Și aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Am făcut o fasole scăzută, nu bătută, numai scăzută, și cu pește prăjit și o zamă de paradaisă cu cap de pește. Vă arăt așa să vedeți, uitați, am până și icre, uitați aici, am icre, am cap. Supa e minunată, n-am cuvinte să vă spun. Ce ciorbă să fie, nu? E ciorbă. Tu zici că e ciorbă de pește, ciorbă să fie. Ciorbă de pește. Și aici, când am fiert fasole, am fiert-o cu verdețuri. Am pus trei cepe, am pus morcov, am pus prăstănac, am pus țelină, de toate am pus. Și eu zic că mai bine de atâta. Mai de mine, doamne. N-are rost. Cum zic eu, n-are rost. Mulțumesc la Tatăl Ceresc că am putut să le servesc. Mă bucur. Le-am făcut și plăcintă. Uitați aici. Numai un pic pune. Uitați cât e de moale. Uitați, pe ăsta tot e așa. Ai, asta în altă filmare. Și, da? Da, da. Și uitați și aici. Uitați. Foarte faine. Asta e alumirela cu mac. Cu mac. Cu mac, mac, mac. Mac, mac. Și am făcut și... Acum are tot. Ce ai mai făcut? Da, care... Mai de mine. Uitați aici, am făcut și creme și la Ingo și la Denisa. Da. Și la Roberto. Ce-mi pare de rău că n-am pus ăsta-i soft. La noi e ca guma, zici că îi peștele, pe bune. Zici că mânci un calamari. Că mânci guma, că mânci. Și pe când e fata mea. Pe când vine fata mea, atunci îi prăjesc. Când spune că îi vamă, eu deja îl prăjesc. Ok. Nu e bai. Aceasta a fost realizarea mea. Să știu lumea care-i fata ta, fă că ai două fete. Da, Mirela au ajuns. Și eu nu mai mă duc încă o dată în vamă pentru tine. Exact. Să mai frici toată peștele. Mirela au ajuns și Anca încă Dumnezeu să o păzească de tot rău. Anca încă trebuie să ajungă. Vine da. Anca, Ingo, Roberto și Denisa. Aia am vrut să spun că aceasta... Și toate floricele. Ai da. Spus? Lasă să spun acum. Am spus de toate floricele și ieri și alaltă ieri, să știi și tu. Da. Dar sâmbătă tot sunt tot așa. Vă doresc numai bine și le doresc la toate floricele, la tot Florini, la toți... La toată lumea care îi nume de floare, Dumnezeu să le binecuvinteze și pe ăștia lanți pe lângă ei și pe noi la fel, pe lângă ei. Vă dorim numai bine, vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi și Dumnezeu să mă aducă copiii mei în pace acasă, ăia lanți, că ăștia mulțumim la Tatăl Ceresc că ori ajuns. Nu mai o lungesc atâta, vă dorim numai bine, pace, la revedere!